Caufland România nu mai acceptă clienți care vor să achite cu bani cash în restaurant. Avocatul Adrian Culius e o discriminare majoră. Avocatul Elie Dorin, statul nu este de partea consumatorului. Unele companii cu activitate în România vor să creeze un trend prin care să descurajeze plățile cu bani cash. Caufland, de exemplu, impune clienților să achite doar cu cardul dacă vor să mănânce în restaurant. Ordonanța austerității a guvernului PSD și PNL, anunțată de către premierul Marcel Ciolacu, a provocat revoltă în societate. Acesta nu va scădea salariile, dar efectele ar putea fi aceleași, scăderea drastică a puterii de cumpărare a cetățenilor printr-un nou pachet de introducere de taxe și impozite. De asemenea, în legea PSD și PNL se impun noi praguri pentru plata cu bani lechizi pentru a facilita plata cu cardul. Teoria conspirației a devenit realitate. Unele companii au început să-și impună propriile politici, refuză categoric plata cash. Printre acestea, nemții de la Kaufland, un jucător major în retelul alimentar din țara noastră. După ce au redus din numărul de angajați de la casele de marcat, prin introducerea caselor self-scan, cei de la Kaufland au decis să impună clienților plata cu cardul în restaurantele pe care le dețin. Iată un exemplu: restaurantul Kaufland Pop-up din Pipera București. Astfel, cei care vor să-și rezerve o masă la Kaufland Pop-up sunt avertizați telefonic că nu acceptă decât clienții care achită cu cardul. Mai apoi, clienții primesc un mesaj în care li se specifică același lucru. Plățile sunt acceptate doar cu cardul. Acest lucru amintește de măsurile controversate ale rețelului german din perioada COVID când a montat garduri pentru vaccinați și nevaccinați și când românii fără pașaport vaccinal erau interziși în centrele comerciale. În plus, cei de la Kaufland nu doar că impun plata cu cardul, ci solicită clienților să nu petreacă mai mult de două ore la masă. Kaufland transmite inclusiv prin SMS clienților că nu acceptă plata cash. O inițiativă popularizată zilele acestea, care a provocat furia în societate, aparține rectorului Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, membru PSD, a fost ministru al educației, a impus studenților plata taxelor exclusiv cu cardul. Odată cu introducerea noii reguli, nici mâncarea de la cantină nu mai poate fi plătită în numerar. În anunțul publicat pe ușa cantinei, se menționează că, în mod excepțional, pentru motive temeinice și doar cu aprobarea rectorului, se pot efectua tranzacții în numerar, scrie Digi24. Între timp, din ce în ce mai multe persoane publice au început să ia atitudine, după ce guvernul de la București a anunțat că își dorește să reducă pe cât de mult posibil plata cash, printre acestea Mircea Badia. Pe mine, recunosc, nu mă interesează absolut deloc sau foarte puțin, spre deloc, tema evaziunii fiscale, atunci când contraponderea sunt drepturile și libertățile cetățenilor. Și vreau să vă citesc de pe site-ul Bancii Centrale Europene. Și explică Banca Centrală Europeană de ce e bun cash-ul la om. Ne asigură libertatea și autonomia cash, după aia zice de confidențialitatea vieții mele, care vreau să rămână privată și nu vreau să fiu cheremul oricărui Gigel, niciunui Gigel care apasă pe un buton și află despre mine orice sau mă blochează pe mine în secunda 2 de la un buton. Zice și că faci economii, cheltuiești mai puțin folosind cash pentru că înțelegi astfel pe ce dai banii și cât costă partea de credit de pe card. Deci dumneavoastră ziceți că trebuie să limităm drepturile și libertățile, că nu ne putem lupta astfel cu evaziunea. Bun, eu nu sunt de acord. Dacă nu vă puteți lupta astfel cu evaziunea, găsiți pe unii care pot, dacă nu se poate și nu se poate, atunci aia e. În niciun caz nu sunt de acord. I-a transmis badia la Antena 3 ministrului PSD al economiei, Ștefan Oprea. Avocatul Adrian Colucius susține de asemenea că astfel de politici, precum cele practicate de Kaufland, reprezintă discriminări majore. Avocatul Ilie Dorin semnalează de asemenea că cei de la Kaufland se află într-o nouă situație imorală și ilegală. În plus, acesta avertiza și cu privire la inițiativele guvernamentale de descurajare a utilizării banilor lechizi. Relatează r3media.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Știrile Creștin Total, și vă așteptăm și pe site-ul